Vrei să joci un draft și n-ai coinsuri? Intră acum pe fifacoin.com, găsești acolo cele mai bune coinsuri, iar dacă folosești codul Snappy, ai 5% reducere. Salutare, prieteni, și atenți la un nou episod de draft, un draft foarte ciudat. Vedeți, acum nu este facecam, mai încolo o să fie facecam, apoi nu o să mai fie voce, apoi iar o să fie voce. Așa e când ai timp, un draft făcut pe mai multe bucăți. Na, ce să faci, așa e când muncești și nu prea mai ai timp. Dar pentru voi mă chinui să mai aduc și drafturi pe canal. Am ales până acum Neymar, Aubameyang, dar o să vedeți că este o echipă foarte, foarte tare. Acum pun voce peste această filmare. Sincer, cred că e cel mai bun draft pe care l-am făcut și nu mă refer că am câștigat draftul, mă refer că jucătorii sunt foarte buni. Iniesta, Team of the Year. Avem jucători buni, dar luăm pe Koke să ne ajute la echipa de Spania. Da. Aici jucător neinteresant, dar luăm pe brazilianul ăsta care face cu Neymar. Aici ne intră Ramos, Team of the Year. Și ca să vezi, mai intră un Team of the Year, Piqué. Doi fundași Team of the Year, o apărare absolut senzațională. Iar aici completează companii. Din păcate nu face chemistry, dar e o bestie companii. Trebuia să-l aleg, asta e clar. În poartă avem noroc și ne vine un portar, chiar doi din Spania. Îl iau pe Rulli, desigur, mai bun. Era și Reina spaniol, dar e mai bine cu Rulli. Până acum echipa arată foarte, foarte bine. Hai să vedem ce ne mai pică aici. Danilo, Mertens. N-aveam nevoie de Danilo, totuși l-am luat acolo în caz că îl voi băga în locul lui Company, dar va intra Garay acolo, categoric, dar nu se știa. 95 chemistry, 91 rating până acum, din nou Depay, Iago Aspas, jucător foarte bun, l-am ales și pe el. Iar în continuare, am ales informul pentru rating. Cancelo, Sandro, Rose, Xhaka, l-am luat pe el. Sincer, ne mai trebuia un mijlocaș stânga, un fundaș poate din... Nu, că ne intra fundașul din Spania, un mijlocaș stânga și cam așa arăta echipa probabil. N-avea ce să mai schimbi. Cu tine mă gândeam că merge acolo, dar o să vedem că până la final o să ne iasă Morata, Hazard. 94 totuși, n-ai cum să-l refuzi. Mkhitaryan, da, tare interesant. Și da, prieteni, m-ați ajutat foarte mult dacă ați da un share la acest video. Din păcate, facecam-ul care o să apară mai încolo în acest video a făcut și la unele figuri. E un draft mai ciudat, o să vedeți voi, știu, dar na, îmi pare rău. Adică a mers bine, după aceea n-a mai mers bine. E nebunie, e aiurea. Nu știu dacă trebuie să postez acest video, dar o să mai facem noi și altele. Iar aici ne intră Silveri. Portari de Silveri. Dacă ați mai văzut așa ceva. Nici nu mai conta pe cine alegeam aici, tot aia ar fi fost. A fost nasol că ne-a dat Silveri. Bun, cam așa arăta echipa. Coutinho va intra acolo în față. Ok, hai să vă mai arăt câteva modificări. Îl băgăm pe Coutinho aici, 100% chemistry, pentru că l-am pus și pe Messi atacant. Și avem 90 rating, 100% chemistry, un draft de 190, fraților. Un super draft ca și calitate. 90 rating. Jucători fantastici și pe banca de rezerve, Hazard de 94, Aubameyang 90, iar Vidal 89, foarte, foarte buni.
Hai să vedem, am găsit și noi un adversar până la urma urmei. Dacă n-am stat vreo 5 minute, prieteni. 5 minute! 187. Noi avem 190, cel mai bun draft posibil, păcat de mine, că n-am mai jucat de multă vreme și probabil o să stric draftul ăsta, dar nu e problemă. Vrei să jucăm din nou, să revenim la o formă cât de cât bună, dar sincer mie mi se pare că FIFA s-a schimbat un pic, adică au fost săptămâni de alea când eu n-am mai jucat FIFA și atunci mi se pare că s-a produs toată schimbarea asta. Dar o să vedem noi cum va fi și astăzi. Bine, bă, că te bagi în fața lui, Coche. Din păcate nu-l avem pe Cristiano. Dacă trecea pasa asta. Da, prieteni, dacă vă mai doriți episoade de Food Draft, hai să apăsăm și noi butonul de like. Ia Ture aici. Centrare modestă. Combinăm bine până acum. Coche. Mai departe, bine, sper că nu s-a accidentat sau ceva de genul. S-a ridicat, e bine. Messi, tot cu Messi. Tot cu Messi, bine. Messi pe jos. Mare șansă, mingea rămâne acolo la un jucător de-al nostru. Șut în forță. Șut în forță. Hai să vedem, o șansă bună. Dar șutul e total aiurea. Tot în alb. Pare mai interesant echipamentul ăsta. Să vedem dacă joacă ăsta. La ce echipare ar trebui să joace? Ronaldo 97. E bine, e bine echipa asta. E bine rău. Dar nu mai bine decât a mea. Am văzut și ceva improvizări. Să vedem dacă va juca totuși. Va face schimbări. Bările. Să vedem. Traia lui Hazard. Vreau să-l bat pe Aubameyang, dar am zis să jur cu... Opa. Bună, 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 rău faza asta. Bună, rău faza asta. Am zis să jur cu Eden Hazard, să văd ce poate. Bună, rău faza asta. Messi a dat frumos pe jos. Pentru 1-0. Din primele minute, minutul 4, ce să mai... Cu și asta schimbări, vedem. L-a introdus pe Son, bun atacant. Vedem ce poate, după acest gol primit foarte rapid. Dă-i cu Eden Hazard. Cu Messi acum. Tot cu Eden, bună faza, mai departe, n-a trecut mingea printre picioarele ăsta. Ce bine era, șansa de 2-0 mare era. Coutinho face faza defensivă, incredibil, și o face bine. Bine Neymar, bine, Messi, mai departe, Iniesta, dau! De ce dau de acolo? Credeam mai mult în șutul lui Iniesta, dar de unde? Avem și pe Vidal pe banca de rezervă, la da șutor.
Oh, Vidal, bună pasa, bună combinația, Cochie trebuie să rateze, normal. Suntem foarte aproape de a face 2-0, ne mai lipsește un gram de noroc. Messi de la distanță, încercăm și de la distanță. Vrea bine piciorul sub ea, cam pe centru însă. Cochie, bine pentru Piqué, dar a venit altcineva, mi se pare, Neymar. Ce lovitură, ce lovitură mișto. Mamă, cum a venit Neymar. Bine, bă, băiatule, cât de frumos a dat Neymar. Ronaldo, pasă bună, ce paradă, dar vine golul până la urmă. Rulli parase acolo cât de cât, a venit golul însă. 2-1 se face în aceste momente, trebuie să fim atenți. N-am prea mai jucat nimic în a doua repriză. Să vedem dacă mai avem vreo schimbare. Îl bat și pe Aubameyang. No, nu pot să cred, e gol. Din bară mingea se duce la Ronaldo și se face 2-2 foarte rapid. Incredibil. Aici în bară, nu știu cum a putut să dea în bară. Ronaldo face 2-2, ce nebunie, în 3 minute egalează. Ai, bă, blochează-l pe Marcelo, ai nebunit la cap. No, am aprins aici în partea dreaptă, Neymar. Da, știam. Dar nu mai aveam ce face, pur și simplu. Fundașii mei erau un foarte elant, frate. Bă, deci s-a activat omul pur și simplu. Ce mai întâmplă? Au fi dormit și s-a trezit după. A văzut că îl conduc cu 2-0, a zis hai să mă trezesc că dacă nu, nu mai am nicio șansă. Hai să sperăm că mai dăm și noi un gol. Aubameyang acum, este, bă, băiatule, 3-3, meci SF, două goluri, în a doua repriză de prelungit, un 2 aici, clasic, dacă vrei să scapi de jucătorul ăla, bine, bine de tot, 3-3, minutul 108, minutul 111, Nu l-am lăsat să se bucure foarte mult. Așa trebuie. Da, și avem parte de penalti, eu nu pot să cred. Hai să sperăm că vom fi norocoși de data asta și vom câștiga. Chiar vreau să cred asta. Aha, deci v-am mai repetat. Am un ghinion teribil la penalti. Dar și el dă pe lângă poartă, ok. Ok, haideți să vedem măcar de data asta să câștigăm la penaltiuri. Am foarte multe meciuri pierdute la penaltiuri. Foarte multe. Chiar foarte multe, hobă băiatule. Emoții mari. Emoții foarte mari. Asta tot în partea aia vă te dă. Oh, pe suportar, pe suportar. O să sar tot în partea aia. Dar dă pe centru. Oh, a dat pe lângă. A dat pe lângă. Marcăm acum și câștigăm. Bine, bă, băiatule. Bine, bă, băiatule. Victorie, dă-i una lui arbitru ăla. Bine, băi, băieți. În sfârșit avem noroc la penaltiuri. Pentru că a dat ăsta prost, a dat în pământ, a dat pe lângă. Coutinho finalizează cu clasă. Da, s-a activat omul, dar la penaltiuri. Cred că a dormit iară la penaltiuri. A dormit, s-a activat și a readormit. A jucat mai bine. Cel puțin a doua repriză a avut șuturi grămadă. Malaga. Hai să vedem ce poate Malaga. Jucăm în alb. Și suntem ready. Are echipă bună oare?
100% chimestri, echipă de Italia cu ceva din Spania. Interesant, a reușit să facă echipa de 100% chimestri. Nu e rău, joară 5 fundași și asta nu-mi place. Adică na, să vedem cum o să iasă. Oh, oh, oh. Valero, Valero. Suati, suati gol. Că frumos, omul. Mamă, cât de frumos joacă. Ceva de genul. Putu zbara ta. Ma de bare n-aveam nevoie. Merge și lăduit acum. Messi! Tot mai a pasat lui Messi. Ce prostie a vrut Messi, nici măcar nu i-am dat să facă alunecare. Bine mă, noi avem bară și el ne dă gol după. Trebuie să ne activăm și noi acum. E rândul nostru să ne activăm. Lionel Messi. Hai să vedem. Aubameyang, pasă bună. Neymar, 2-1. Mă gândeam, puteam să juc că ratează. Deci puteam să juc că ratează când am văzut de unde o dă. Am zis de ce am șutat pare. Dar a plasat omul. A plasat bine. 2-1. Messi. Poate face hat-trick-ul. Să sperăm că nu. Ce gura urită, ce gura urită. Messi face 3-1. Asta înseamnă că face hat-trick-ul, dar Rulli mi-a agafat. Rulli a agafat-o. Bine, mă, Messi. Hat-trick frumos. Messi. Mai vrea un gol, Messi? Chiar nu-i ajunge lui Messi? Bă, Rulli, bă, Rulli, bă. S-a prostit portarul meu. Da, cred că portarul e cel mai slab din echipă. Ăsta și-o bagă în poartă. Final de coșmar. Oricum, la, nu mai câștigam la 3-1. Asta a fost să fie. Filmez 2 ore și fraților. Am stat după adversar de numai. Oboseala m-a doborât și pe mine, dar nu știu, a meritat și el victoria, nu pot să zic că nu. Nu căutăm scuze, că nu e cazul, victorie, asta este. Da, prieteni, se termină, victorie pentru el, n-am ce zice Messi, du-te cu mingea acasă. Am avut șanse să facem acolo 2-2, dar n-a fost, a fost doar în bară. Ceva mai bun la statistici, n-am ce zice. Da, vedem și pachetele. Pachete pe care le vom deschide într-un episod de Pack Opening. Chiar vă fi la viitoare, pa, pa!